Salutare, dragi prietenii, venit la un nou vlog. Ia uitați, am vrut să fac un vlog de seară. Le-am dat puțină iarbă. Ia uitați, ratele se stau pe căsuța lor. Stau acolo, se urcă, fug la apă. Și ia uitați ce zboară. Zboară destul de sus. Am și surprize noi pentru voi. Și o să mergem acum la noutate. Asta este noutatea. Am făcut un coteț azi, singur. Am făcut la găinile pitice, la pui. Pentru că totuși mă săturam deja să-i văd în ogradă. Sunt destul de răi. Se urcă pe masă. Fac mizerie. Intră în casă. Așa că am preferat, încă nu i-am prins pe toți. Și în seara trebuie să mai prind din ei. Ia uitați acel cu poșe superb. Pe cel cred că o să-l țin. Asta e acesta. Are o culoare superbă. Și o să-i pun aici. Bine, asta este doar acum, până ce dă frigul. După o să-i bag la celelalte și sper să se învețe, pentru că sar și nu stau. Ia uitați, aici din pui, aceștia mici sunt 3 pui cu 2 cocoșei. Plus cocoșelul mare și mai sunt pui de trebuie să-i prinde nesară. Și o să-i pun pe toți aici. Aici am pus aceste zăbrele pentru că nu am avut altceva. Am căutat, încă nu am găsit, o să mă gândesc mâine să văd, poate mai caut, poate găsesc ceva, un fel de portiță. Este făcută doar de mine azi. Acolo au o mâncare. Este destul de spațioasă. Aici le-am făcut ceva în care să stea. Și acolo sus jos să mănânce. Aici le-am pus o scară încât se poată urca. Și hai să mergem și la celălalt, să vedeți și păsările celelalte. Uitați și găinile. Acum le-am dat de mâncare. Deci, am un pui bolnav, are variolă. Nu știu ce medicament să-i administrez. Ia uitați acesta. Are variolă, începe să-i crească bube la ochi, deja începe să aibă bube. Să mergem puțin afară să și vă arăt la lumină. Ia uitați, încep să are, să aibă bube la ochi. Și nu prea mănâncă. Este supărat, stă singur. Ia uitați și bibilicile. Ia uitați bibilicile mici. Sunt culori deosebite. Este o bibilică și un bibiloi. Ia uitați, cocoșul negru este frică de cocoșul de conchinchin, acesta pitic. Acela este cel mare și ia uitați. Este frică de el. Se bat. Acesta mic îl bate pe cel mare. Ia uitați rața. În curând o să clocească a doua oară pe acest an. O să-i lăs să clocească. Și hai să mergem și la celelalte păsări. Ia uitați și flășca cu toți cei 9 puișori. Ia uitați cât sunt de frumoși. Cu toate că nu am cocoșei cu creastă bătută, am cred că 3 puișori cu creastă bătută, 3 sau 2. Ia uitați, unul are creastă bătută, cam după cum se vede, aproximativ aproape 7 din ele sunt puicuți, 2 cocoși, 7 puicuți, nu știu exact, încă nu așa eu văd. Ia uitați, floșcuța am. O mamă foarte bună.
și pisica stau pe lângă ei, dar nu le face nimic. Ia uitați, papă, e seară. Ia uitați aici. Am început să... Stați să aprind lanterna. Am început să adun hrană pentru... Este lucernă verde. Pentru iepuri. Să se usuce, am adus să se usuce să fac pentru iarnă, pentru ei. Este lucerna, ultima lucernă pe anul acesta. Ia uitați, este super bună, este foarte, foarte, cu foarte multe frunze. Deja a început cel de sub să se usuce. Și astea sunt, încă nu sunt toate, trebuie să mai aduc, sunt provizii pe iarnă, cu toate că avem, dar lucernă pentru capre și putem să le dăm de acolo, dar am zis că e păcat să se strice această lucernă, destul de bună. Este foarte, este ultima lucernă și este foarte bună, încărcată cu frunze. Și, dragi prieteni, cam acesta a fost videoclipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. Să scrieți în comentarii la urmă hashtag cloșca cu pui.